Până în prezent, 5 primari liberali din județul Hunedoara au decis să treacă la PSD, între ei și edilul din Criscior. Acesta a declarat în cadrul emisiunii Hunedoara în direct că, la un moment dat, chiar a fost certat de conducerea PNL Hunedoara că, citez, de ce face atât de multe proiecte, în condițiile în care, pentru majoritatea, este nevoie și de cofinanțare. Însă, spune Ovidiu Furdui, nu a primit sprijin din partea foștilor colegi liberali. Au fost nemulțumirile vis-a-vis de conducerea partidului, vis-a-vis cam de tot ce se întâmplă până la urmă în politică. Pentru că noi de multe ori le-am spus că putem face politică, dar nu facem politică noi primarii fără o administrație performantă. Atâta timp când nu înțelegem lucrurile astea, că noi putem să aducem voturi, da, ok, dar putem să aducem voturi dacă avem realizări. Păi eu nu cred că cineva, dacă eu mandatul ăsta, eu vă spun sincer, mandatul ăsta am inaugurat până acum, cred că vreo 5 sau 6 obiective. Am inaugurat capela de la Zdrapți, care a fost făcută integral pe banii primăriei. Am schimbat acoperișul la capelă la Criscior. Avem un cămin cultural care aproape e finalizat pe componenta C10. Avem o sală de sport nouă. La liceu se lucrează, mai este încă de lucru, dar se lucrează și eu sper că în septembrie putem da un corp care n-a mai fost renovat din 1930. Avem primărie nouă, avem un dispensar modern, o curte a primăriei unde acum putem să facem evenimente. V-am spus 7-8 până acum care le-am inaugurat. Ovidiu Furdui este printre primii primari liberali din județ care a decis să treacă la PSD. Iar în cadrul emisiunii Hunedoara în direct, acesta a explicat câteva dintre motive. Acea cofinanțare, dacă stau să mă gândesc și anul trecut și anul acesta, dacă nu avem acest ban, puteam să zic că sunt în faliment cu primăria. La câte proiecte aveam, eram în faliment cu primăria comunei, ceea ce nu cred că era normal. Deci, practic, asta a făcut PSD-ul față de PNL, v-a ajutat să nu ajungeți în faliment? Tatăl meu, adică, nu știu, nu neapărat că te ajută, dar nu te ceartă. Ajunsesem la un moment dat să fiu și certat, că de ce fac? Și asta m-a deranjat extrem de mult. Adică, domnule, de ce ai făcut dacă n-ai bani? De ce ai făcut? Păi, domnule, cum de ce am făcut? Pentru comunitate. Noi nu conștientizăm ce favoare am avut acum. Gândiți-vă că de la, poate, sfârșitul anului nu vom mai putea, că nu se mai deschide nicio linie de finanțare. Nu vom mai avea pe ce depune. 4 ani vom lucra, 5 ani, 6 ani pe ce am depus acum. Și cei care nu au depus așteaptă să depună, dar nu știu ce. Eu vă garantez că nu mai au pe ce depune.